O noțiune foarte importantă în chimie este molul de atom. Ce este un mol de atom? Un mol de atom reprezintă cantitatea de substanță care conține un număr de 6,022 ori 10 la puterea 23 atomi. Acest număr este numit numărul lui Avogadro. Deci, avem o primă formulă a numărului de moli care se notează cu litera grecească nu, numărul de atomi supra numărului Avogadro. Iată o formulă care trebuie să o cunoașteți. Tot un mol de atomi reprezintă cantitatea de substanță din orice substanță simplă care are masa în grame egală cu masa atomică a elementului respectiv. Deci, avem o altă formulă a numărului de moli în funcție de masă. Nu egal cu masa de substanță în grame supra masa atomică în gram pe mol. În continuare, voi demonstra pentru diferite substanțe simple cât reprezintă un mol din fiecare substanță simplă. Vom începe cu zincul. Căutăm în sistemul periodic căsuța elementului zinc și observăm, sub simbol, avem masa atomică a acestuia de 65,3, vom aproxima la 65 de gram pe mol. Deci, să notăm. Masa atomică a zincului este de 65 gram pe mol. Eu, ca să am un mol de zinc, va trebui să am o masă de 65 de grame. Vom aduce aici o masă de 65 de grame. Iată, un mol de atom de zinc are o masă de 65 de grame. Următorul metal, magneziu. La fel, căutăm în tabelul periodic elementul magneziu și observăm că are o masă atomică de 24. O notăm, 24 gram pe mol. Și acum, ca să am un mol de magneziu, voi cântări 24 aproape 23, încă puțin. Iată, am o masă de 24 de grame, deci aici am un mol de magneziu. Următorul element este și singurul nemetal care l-am, sulf. Căutăm în sistemul periodic și observăm că masa atomică a sulfului este de 32 de grame pe mol. 32 gram pe mol. Și vom pune, ca să avem un mol de sulf, 32 de grame. Priviți, aici am un mol de sulf. Dacă împărțim 32 de grame la masa atomică a sulfului, 32 gram pe mol, vom obține chiar un mol de sulf. Mai avem aici cupru. Iată, am și niște electrozi
de cupru. Căutăm cupru în căsuța lui și observăm că are o masă de 63,5 gram pe mol. Să notăm și masa atomică a cuprului. 63,5 gram pe mol. Punem noi un electrod, vedem cât are, 38,2. Mai am și aici niște cupru. Dacă aș pune amândoi electrozii, ar depăși. Mai avem și niște sârmulițe de cupru. Nu e suficient. O altă sârmuliță de cupru. 5. Mai trebuie. Iată, avem o masă de 63,5, deci un mol de cupru. Avem aici pilitură de fier. Fierul are o masă de 55,8, aproximăm la 56. Notăm și masa atomică a fierului. 56 gram pe mol. Și acum să punem până obținem o masă de 56 de grame. Ca să avem un mol. Suntem aproape. Perfect. 56. Iată și aici un mol de fier. Mai avem aluminiu. Masa atomică a aluminiului este 26,9, aproximăm la 27. Gram pe mol. Deci, ca să am un mol de aluminiu, va trebui să am o masă de aluminiu de 27 de grame. Să vedem acesta. Adăugăm puțină pilitură, că depășește pilitură de aluminiu. Până la 27 de grame. Deci, un mol de atom de aluminiu. Să privim deci un mol de zinc, un mol de magneziu, un mol de sulf, un mol de cupru, un mol de fier, un mol de aluminiu. Masele și volumele ocupate de aceste substanțe observăm că sunt mult diferite, fiindcă și ele au mase atomice diferite și, bineînțeles, densități diferite. Acum, am pregătit aici niște plumb. Nu am avut atâta plumb cât să fac un mol de plumb, întrucât, dacă privim la plumb, masa atomică a plumbului este 207 gram pe mol. Să o notăm și pe aceasta. Masa atomică a plumbului, 207 gram pe mol. Și nu am avut o masă de 207 grame ca să obțin aici un mol de plumb.
Dar să vedem câți moli conține plumbul. Pentru acest lucru vom lua numai acest electrod de plumb. Am dat cântarul la 0 și avem un electrod de plumb. Să vedem ce masă are el. Să o notăm. Deci, masa plumbului este de 33,9 grame. Să vedem câți moli de plumb are acest electrod de plumb. Aplicăm formula numărului de moli. Mu egal masa plumbului supra masa atomică a plumbului și înlocuim 33,9 grame supra 207,0 gram pe mol. 0,16 moli de atomi de plumb. Ce înseamnă 2 moli de atomi? Ca să avem 2 moli de atomi, dacă privim formula numărului de moli, trebuie ca masa în grame a elementului respectiv să fie dublă decât masa atomică a elementului respectiv. La sulf, de exemplu, am masa atomică de 32 gram pe mol. Eu, ca să am 2 mol de sulf, îmi trebuie o masă în grame de 64 de grame. Deci, ca să am 2 mol, scriu formula numărului de mol. Masa în grame supra masa atomică în gram pe mol. Ca să obțin 2 mol, deci eu trebuie să am o masă dublă, adică 64 de grame de sulf, supra 32 cât are gram pe mol masa atomică a sulfului. Și observăm, 64 împărțit la 32 ne dă 2 moli de sulf. În acest pahar avem un mol de sulf. Și ca să avem 2 moli de sulf, punem tare, adăugăm sulf ca să avem 64 de grame, adică 2 moli de sulf. Și 3,7. Iată, 64 de grame. Deci, acum avem în paharul acesta Berzelius 2 moli de sulf.